Vrei să știi ce mai face persoana aia la care te gândești de atâta vreme și nu mai dă niciun semn? Hai să vedem dacă spune tarotul ce, prin ce mai trece, dacă se mai gândește, dacă mai are vreun plan. Și am să extrag eu cărțile, că mie nu-mi sar cărțile din mână. Nu prea îmi plac mie astfel de talări în care... Că și eu urmăresc, să știți că și eu urmăresc la alții și peste tot, că el plânge și suferă și vai de steaua lui cât de necăjit este în urma despărțirii, dar chiar asta mi-a ieșit. Este un om un pic la pământ. Nu-mi place să vă dau iluzii că a rămas acolo și suferă din greu, dar ceva nu-i merge bine. Bun, ceva îi merge bine, dar din alte puncte de vedere, nu. Este o carte cu două cupe pline și cu trei cupe vărsate, deci mai degrabă îi merge rău din anumite puncte de vedere decât bine. Ceva nu funcționează. Este o carte și a regretelor și a resentimentelor, poate și a proceselor de conștiință în cazul în care problema a fost urâtă, a lăsat ceva neplăcut în spate. Are el niște regrete. Îi lipsiți voi cele care ați trecut prin viața lui. Ea și el vorbesc aici. Da, se poate și invers, dacă sunteți bărbat. Persoana aceea la care vă gândiți e un pic la pământ, cam își smulge părul din cap, dar n-ar spune pentru nimic în lume. A ieșit luna. Luna, știți bine, are două fețe. Una așa și una așa, încât dacă o vedeți pe stradă, persoana aia, dacă zâmbește, dacă postează lucruri minunate din viața sa, nu e adevărat. Ceea ce arată e doar de fațadă, doar ca să ia ochii, pentru că în adâncul sufletului așa este. Supăratul, tristul, necăjitul, dar n-o să recunoască, din ego, din dezamăgire. Și a ieșit și cartea Marele Preot, ce trăiește această persoană e lecții de viață. Poate, după o vreme, câteva luni de stat așa în peștera sa să-și rumege suferința, poate va veni cu o concluzie, poate va veni cu o informație prin care să vedeți că s-a schimbat. Bine ar fi, nu? E o lecție de viață, karma, clar, este Marele Preot, vorbește că însuși destinul îl învață ceva pe acest om, dacă vrea să învețe din asta, dacă va conștientiza ce n-a fost bine, ce a greșit, de ce a fugit, de ce a plecat, lucruri de astea nu tocmai favorabile. Marele Preot despre asta vorbește, că n-a fost responsabil, că nu și-a asumat, că nu a dus la îndeplinire ceva, a promis, dar nu s-a ținut de cuvânt. E o lecție despre adevăr, despre